Victoria cu HC Vaslui din prima etapă a play-out-ului Ligii Naționale la handbal masculin a ridicat moralul în rândul jucătorilor CSU Suceava. Veteranul Ion Caciuc așteaptă cu optimism deplasarea dificilă de la CSM Focșani, principala contracandidată pentru primul loc în play-out. Așa cum văd eu acum play-out-ul, noi dacă ne facem punctele acasă, eu zic că e gata, dar fiecare meci trebuie să dăm maxim și sper să reușim să facem, să jucăm, în primul rând, cât mai bine. Dacă vom juca bine, nu cred că vom pierde, dar punctele de acasă, zic eu, sunt cele mai importante în momentul ăsta, așa cum văd eu lucrurile. Și antrenorul Adi Chiruț este optimist că elevii lui se pot întoarce cu 3 puncte de la Focșani și crede că CSU pleacă cu prima șansă în următoarele 3 meciuri de pe teren propriu. Urmează meciul la Focșani, o echipă incomodă, mai ales pe teren propriu, suporteri, sala plină. Întotdeauna am avut de luptă cu ei. Eu sper să jucăm mai bine decât am făcut-o la ultimul meci, la Vaslui, și cu siguranță putem să luăm cele 3 puncte. Urmează 3 meciuri acasă. Dacă le-am câștigat pe cele 3 de acasă, eu zic, cum spunea și Ion, după calculele noastre, terminăm pe primul loc. Partida CSM Focșani-CSU Suceava, contând pentru etapa a doua a play-out-ului Ligii Naționale, se va disputa luni, pe 23 aprilie, de la ora 18:30, în sala polivalentă din Focșani.